Da, dacă este vreo întrebare, încercăm să răspundem. Poftim. Păi știi că eu nu accept prietenia, te-ai scăpat. Dragii mei, acum nu este subiectul, dar într-o frază, în două vă spun. În ultima vreme, m-am izbit de întrebările unor căsătoriți de curând. Nu, astea sunt pentru tine, nu sunt pentru femeile căsătorite. Așa, bun, scuze. Bine pe bine nu strică. Familii căsătorite de sub un an. Este un site de consiliere pe internet pe dragostepentruadevăr.ro și mi s-au adresat mai multe acum într-un interval foarte scurt, în mod deosebit surorile scriau, frate, nu ne înțelegem. De la început să fie probleme. Lunile dinainte de nuntă, răspund întrebării tale, sunt responsabile de lunile de după nuntă. Cei care înainte de nuntă discută probleme spirituale, se pun de acord cu crezul, tu ce crezi de Duhul Sfânt, de rugăciune, de stăruință, de mersul la adunare, de zeciuială, de toate celelalte, au ce să discute. Apoi se discute probleme gospodărești, administrative, că după aceea trebuie făcută mâncare, dar nu merem la vecini cu colinda, nu, să mâncăm. Și apoi vine vremea și pentru citate din cântarea, cântărilor. Pot să iei apoi să o admir, părul tău e așa, dinții așa, nasul, gâtul și așa mai departe. Dar cei care nu sunt realiști și în primul rând nu sunt sinceri, la unele întâlniri, acele pretenii, expresia în sine nu-i biblică, discut așa vrute, nevrute, apoi aprecieri, frumoși tisochii și când se căsătoresc, pică așa ca din pod în chelă. Și hop, hormonii s-au consumat după primele relații sexuale și apoi îl cheamă pe el la adunare, el se pune la computer să vadă un meci. Îi zice, e dragă, n-ai ceva mâncare. Numai nu zice, du-te la măta, știi? Acum, mai iau acum, cu ce frumoasă ești! Pentru că este ce să facă în lunile alea înainte de nuntă. Puneți-vă la punct, uniți-vă la nivel de duh, uniți-vă la nivel de suflet și apoi la urmă te unești la nivel de trup. Până când începeți așa, puneți carul înaintea boilor, apoi să vezi ce o să meargă. Aici, în Austria, vine o fată și spune, uite, frate, vreau să mă căsătoresc cu austriacul ăsta. Prima întrebare, zic, el e penticostal? Nu! Ați discutat despre crez? Nu! Ați fixat nunta? Da! Bravo! Dar zic, după nuntă, la care biserică mergeți? N-am vorbit încă. Poate nu mergeți la biserică și atunci mai trebuie să vorbiți, nu? Deci, este ce se discutăm în acel lucru. Eu vă recomand. Și le spun la tineri, sfințiți-vă, rugați pe Dumnezeu dacă aveți vreo vinovăție din copilărie, din adolescență, rugați-L să vă ierte, să nu intrați în viața de căsnicie nici cu o vinovăție asupra voastră. Rugați-L să se îndure Dumnezeu de voi să vă dea o binecuvântare întreagă. Rugați-L să realizeze Dumnezeu o unitate desăvârșită între voi. Și apoi puteți pleca în luna de miere unde vreți, masă, nu gătați toți banii atunci. Umblați la cer și după aceea. Aveți grijă de bani, că nu își face nimeni pomană, puțin la început, dar așa m-am împrumut. Vine și îți dă 100 de euro și când mergi înapoi, tu o dai înapoi, dar 50 deja tu i-ai dat pentru porția lui la local. Și tu oricum, deci la nuntă tu te bagi împrumut, asta face. De aceea, uneori, cu cât sunt mai puțini invitați, cu atât e paguba mai mică. Că la toți ăștia trebuie să-i duci înapoi și spune că unul nu voia să meargă la nunți. Au terminat acolo? Pe aproape, așa. Numai asta vă spun. Și am încheiat. Și când se însoare, băiatul lui zice, tata, acum eu pe cine invit la nuntă că tu n-ai vrut să duci la nimeni. Mă băiete, hai încoace.
scoate bătrânul sacul și lista. Zice, uite, ăștia trebuia să-i dau la cutare, dar nu m-am dus. Ăștia trebuia să-i dau la cutare, dar nu m-am dus. Ăștia la cutare și nu m-am dus. Uite, aici este toți pentru tine și tu nu ești dator la nimeni. Du-te în pace. Mi s-a părut interesantă ideea. Nu l-a băgat în datorii. Da, mulțumim.